Balda Căciulați. Doream să vin la peste pe această baltă. Vreau să văd dacă e dezghețată. Dezghețată? O lebădă. Este foarte scăzut, un vânt puternic. Stângă Căciulați, balta satului, balta fără plată. Balta am luat caras, am făcut niște filmulețe cu carasul după această baltă. Cineva mi-a spus că a venit de la primărie să vină o turiță, poate dacă e aceasta. Niciodată nu mi s-a întâmplat acest lucru, de ce să mint? Vedeți podul care desparte Căciulațiul de Moara Vlăsiei la pod și partea altă Moara Vlăsiei 2 la Crescătorie. Balta fier. Fierul este foarte scăzut. Balta Balotești. Deci și balta Balotești dezghețată. La fel, balta fără plată. Și aici am locat asta frumos de tot. Un caras. Este pietruit. Și în caz de ploaie. A venit mai mult în ideea să văd dacă este dezghețată. Toate sunt dezghețate. Uitați, nu este odată cineva la pește. Cred că într-o săptămână, dacă ține vremea asta, se poate pescui lejer. Este foarte lung, este până la DN-ul, Baloteștiu. Intrarea pe aici se poate intra, ați observat, o să vă arăt, sunt pietre. Uite acum am văzut ce suport a făcut aici, pentru la sete, mâncă sigur. Tare.
Am vrut să vă arăt și dumneavoastră. Câteva bărți din partea de nord a Bucureștiului. Atât cu plată, cât și fără plată. Foarte frumos. Vorba fratelui meu, mă mănâncă talpa. Mă mănâncă talpa. M-am dus să mă uit dacă am bețele mașină. Aia, în fine. Vă doresc fire întins, ne vedem sâmbătă. Numai bine.